Pastorul a demisionat pentru că a fost defăimat, calomniat de unul din prezbiteri. Acum își poate asuma prezbiterul responsabilitățile pastorului? Așa o întrebare mi-a fost adresată de un creștin și eu vin să răspund online, să dau un răspuns din Biblie. Pentru cei care mă vedeți prima dată, eu sunt pastor la o biserică din Chișinău, mă numesc Vasile Filat și răspund online la întrebările dumneavoastră. Deci întrebarea sună așa. Aș vrea o învățătură înțeleaptă dacă pastorul a ieșit din biserică din cauza unui prezbiter și acum nu mai este în biserică pentru că prezbiterul nu vrea să recunoască că a mințit. Pastorul așteaptă să lucreze Dumnezeu, pentru că lucrarea Domnului nu se face cu ceartă și bătăi, spune el. Și acum prezbiterul face noi înscrieri fără pastor. Are voie? Eu nu știu ce înseamnă noi înscrierea acestea, dar înțeleg că și-a asumat rolul pastorului. Face ceva care ține de rolul pastorului. Bine. Primul lucru pe care vreau să-l spun, că nu este corect și nu este înțelept din partea pastorului ca să se retragă din poziția lui, din pricina supărării pe un prezbiter care a vorbit, orice n-ar fi vorbit prezbiterul respectiv. Pastorul este cel care trebuie să urmărească după rânduiala din biserică și de altfel tot el trebuie să fie cel care oprește pe cei care lucrează împotriva învățăturii și le aplică disciplină. Iată în epistola lui Pavel către Tit, în capitolul 1, acolo scrie că apostolul Pavel l-a lăsat pe Tit pe insula Creta ca să așeze prezbiteri în fiecare biserică. Acolo bisericile abia luaseră naștere și tocmai erau puși prezbiterii, așezată în conducere acolo, și apostolul Pavel îi dă lui Tit criteriile după care trebuie să-i aleagă pe prezbiteri. Și zice așa, de la versetul 9, zice că acesta trebuie să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, deci prezbiterul, pastorul, că prezbiter, pastor este un așa ce, și nu știu ce înseamnă la dumneavoastră, pastor, prezbiter. Dar înțeleg că este, bun, prezbiter este unul din slujitorii aceștia. Sper că nu se aude tare gălăgie aici în țevi, da? Ok, sper că mă înțelegeți ce spun. Da, deci se spune că cel care este ales în slujba de prezbiter, adică lider, conducător al bisericii, trebuie să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. În adevăr, zice, mai ales între cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Cine trebuie să o facă? Prezbiterul. Deci prezbiterul trebuie să fie pastorul, cel care conduce biserica, trebuie să fie în stare să-i înfrunte pe potrivnici și trebuie să fie în stare să le astupe gura. Pentru că altfel, zice, oamenii aceia buimăcesc familie întregi, învățând pe oameni lucruri pe care nu trebuie să-i înveți. Tot în capitolul ăsta, tot în cartea asta, Tit, în capitolul 2, versetul 15, Pavel îi spune lui Tit, zice, spune aceste lucruri, sfătuiește și mustră cu deplină putere, nimeni să nu te disprețuiască, deci nu da voie să fii disprețuit. La 1 Timotei, capitolul 5, de acum lui Timotei, pe care l-a trimis în Efes, îi spune, împotriva unui prezbiter să nu primești învinuiri decât din gura 2 sau 3 marturi, dar pe cei ce păcătuiesc, mustră înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Deci, cum vedeți, trebuie să exerseze autoritatea care i-a fost dată. Nu-i corect. Și nu se poate ca pastorul, din pricina că l-a vorbit un prezbiter sau a spus minciuni, el și-a abandonat rolul. Nu poți așa. Este ca și cum un general pe front supărat pentru că unul din ofițeri l-a calomniat și iată generalul zice, nu, gata, nu mai vreau să-mi îndeplinesc funcția până când ăsta nu-și cere iertare. Trebuie să-și cere iertare. Nu merge așa. Deci dacă nu-și cere iertare, atunci mustri cu toată autoritatea,
îl pui la disciplină dacă trebuie pe omul ăsta, dar nu accept să facă așa, pentru că atunci înseamnă că cei răzvrătiți le-ai dat autoritate celor răzvrătiți ca să facă ce vor ei, să distrugă biserica. Nu poți așa. Domnul Iisus Hristos te-a pus într-o slujbă, trebuie să-ți îndeplinești slujba bine și nu poți să-ți abandonezi responsabilitățile pe care le-ai primit. Mă rog să-i dea Dumnezeu înțelepciune acestui pastor, hotărâri și să acționeze cum trebuie, cum spune Scriptura, să acționeze hotărât și dacă să-l mustre pe omul ăsta, dacă este cazul să-i aplice disciplină, pentru că disciplina trebuie aplicată și pentru calomniere, pentru defăimare, exact așa spune la 1 Corinteni, capitolul 5, spune că defăimarea este un păcat grav, pentru care trebuie să fie aplicată disciplina. Dumnezeu să-i dea înțelepciune acestui pastor ca să știe cum să acționeze și apoi mai este și biserica. Biserica trebuie să discutați la adunare, trebuie să discutați, dar lucrurile trebuie duse până la capăt, trebuie rezolvate și nici într-un caz nu trebuie lăsat totul pe mâna unui om răzvrătit, dacă este așa, cum mi-ați scris dumneavoastră mie. Dumnezeu să vă dea înțelepciune, Dumnezeu să-i dea înțelepciune și pastorului, să-i dea hotărâre, să-i dea determinare și frică de Dumnezeu, pentru că un pastor trebuie să aibă frică de Dumnezeu ca să acționeze în autoritatea pe care a primit-o de la Dumnezeu și să nu-și abandoneze nici cum răspunderea, postul, slujba în care l-a pus Dumnezeu. Așa să-l ajute Dumnezeu, pace multă și dacă aveți alte întrebări, nu ezitați să le adresați. Puteți adresa întrebările prin intermediul profilului meu de Instagram. Dumnezeu să vă binecuvânteze. De acolo trimiteți mesaj privat. Pace multă!